Consiliul Județean Hunedoara s-a întrunit zilele trecute într-o ședință extraordinară care a avut doar două puncte pe ordinea de zi, respectiv ajustarea contractului pe fonduri europene de modernizare a anfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmise-Geduza și respectiv asigurarea unui contract de asistență juridică pentru teatrul Ide Sârbu din municipiul Petroșani. La acest din urmă punct, Mircea Bobora, președintele Consiliului Județean Hunedoara, instituție care are în subordine teatrul din Petroșani, a precizat de ce a fost nevoie de respectivul contract de asistență juridică. Conform legislației, pe o perioadă limitată, cât timp este bolnav juristul teatrului, trebuie să fie acoperit de cineva activitatea asta, iar conform legislației nu poate să fie unul din juriștii Consiliului Județean trimis acolo să acopere problema asta. Ăsta e motivul pentru care, repet, pe o perioadă limitată, nu știm, o lună, o lună jumate, dar cât mai scurt posibil va exista acest contract. Dacă la contractul privind modernizarea anfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmise-Geduza există unanimitate de voturi, la cel privind asigurarea de consultanță juridică pentru teatrul Ide Sârbu din Petroșani, s-a înregistrat o abținere din partea consilierului liberal Marius Mutulescu, care a considerat că se puteau găsi și alte căi pentru a rezolva situația, cerând totodată un răspuns scris din partea Departamentului de Specialitate al Consiliului Județean pe această temă.